Iar în direct cu noi pentru a discuta acest subiect la News Hour-ul CNN este domnul Constantin Ciorobea, contramiral în rezervă. Bună seara, domnule contramiral! Bună seara! Domnule contramiral, ce înseamnă această pierdere pentru armata rusă, în primul rând? Așa cum ați prezentat, este o pierdere importantă, să știți, pentru că spre deosebire de cufundarea crucișătorului Masva, care practic în economia luptelor sau din punct de vedere operațional nu era dotat cu rachete calibră și nu influența războiul din Crimea prea mult. El asigura apărarea antieriană a forțelor pe mare, deci nu avea rachete de croazieră capabile să lovească Ucraina. De data aceasta avem de a face cu o fregată din această clasă, Amiral Grigorovici, fregată care avea la bord sau ar fi putut fi dotată cu 8 rachete calibră. Rachete care, așa cum ați menționat și dumneavoastră, au fost folosite pentru a lovi diferite obiective în adâncimea teritoriului ucrainian. Gândiți-vă că de pe o asemenea navă, cu o asemenea rachetă, poate fi lovit orice obiectiv din interiorul Ucrainei. Deci, de data aceasta, este o lovitură importantă împotriva forțelor navale ale Rusiei și dacă mai punem că mai este și fregata Amiral Essen, sub semnul întrebării dacă este sau nu lovită, că i-au apărut niște semne de întrebare prin luna martie dacă a fost sau nu lovită. Deci, practic, din cele 3 fregate moderne, pentru că toate au fost lansate 2016-2017, Amiral Makarov fiind, practic, ultima și cea mai nouă navă din dotarea forțelor navale ale Federației Ruse din Marea Neagră. Deci, practic, avem operative în acest moment doar o singură fregată, cea prima din serie, Amiral Grigorovici, în Marea Neagră. Domnule contramiral, ce înseamnă faptul că se întâmplă acest lucru, până la urmă un război, în adevăratul sens al cuvântului, la doar 40 de kilometri de granița cu România? Cât de teamă ar trebui să ne fie? Acum, vedeți, dumneavoastră, nava nu era în apele teritoriale ale României, nu era nici măcar în zona economică exclusivă a României. Nava era undeva apropiere de insula Șerpilor, probabil în apele teritoriale sau în zona economică a Ucrainei. Deci nu avem o încălcare fățișă a navelor Federației Ruse, a apelor teritoriale ale României și nici măcar la intereselor economice ale României, pentru că navele nu patrulează în această zonă. Deci, din punctul nostru de vedere, să știți că nu cred că trebuie să ne impacientăm și să considerăm un pericol ceea ce se întâmplă numai prin faptul că sunt niște nave lovite, da, este emoțional, se întâmplă lângă România. Dar, așa cum ați prezentat într-o imagine anterioară, toată zona Mării Negre este supravegheată de către drone sau avioane de cercetare aparținând NATO și toată situația maritimă este foarte bine este recunoscută și interpretată de către NATO și forțele navale ale României, deci în mod sigur nu am avut încălcări pentru că n-am avut nicio notă diplomatică la nivelul Ministerului de Externe prin care să avertizeze Federația Rusă că ar fi încălcat teritoriul României sau interesele economice ale României. Domnule contraamiral Constantin Ciorobea, vă mulțumim foarte mult pentru prezența la News Hour-ul CNN.